excepțional exercițiul Nadiei Comăreți. Istoria gimnasticii românești este fabuloasă. 10, a treia notă de 10 la paralele pentru Nadia Comăneci. Primul 10 din istorie, Nadia Comăneci. 3 titluri olimpice, dintre care 2 consecutive, 7 titluri mondiale, 6 titluri europene, un palmares peste Uniunea Sovietică sau Statele Unite. Avem rezultate cu totul și cu totul extraordinare. Pardon, aveam. Încă din 2004 se simțea o scădere a interesului copiilor pentru gimnastică, interesului părinților pentru gimnastică. Trebuia să se întâmple ceva, o minune, să se schimbe ceva, în așa fel încât viitoarele medalii românești să nu fie puse în pericol. Nu mai puteam sta cu mâinile în sân, riscam să moară cel mai emoțional sport românesc. E greu, e din ce în ce mai greu să faci performanță în România. Performanța e o activitate extrem de dificilă, mai ales în gimnastică, unde perioada de pregătire până accede la competițiile majore este destul de lungă. Așa a început campania Țară, Țară, Vrem Campioane, care și-a propus inițial să vadă 4.000 de copii, 4.000 de fetițe, din care să selecționeze pe cele care au aptitudini pentru gimnastică. Căutăm împreună noua campioană olimpică a României. Sigur nu o cunoști. Poate o cheamă chiar Andreea. Acest proiect a început, să spunem, ca o ultimă acțiune concertată pentru a salva ce se mai putea salva. În prima etapă, cel puțin, s-au prezentat foarte mulți copii. Am avut de ales din peste 12.000 de copii. În ultima fază a selecției au rămas 200 de copii. Trebuie să mă încărcesc și să fac multă muncă. Trebuie să fiu cea mai bună. Îmi place foarte mult solul. Am fost la Deva, la un concurs. Am dat loc întâi. Ne bucurăm că acest ajutor a venit din partea unei companii private care a înțeles imperativul. Pentru a fi în top, trebuie să și investești în bază. OMV Petrom s-a alăturat acestui proiect unic în România prin oferirea unor burse de pregătire în perioada 2014-2017 pentru 200 de fetițe. Așa am strâns antrenori, am mobilizat cluburile, a fost incredibil. Acești copii pornesc la drum la 6-7 ani și, să spunem, vor exploda din punct de vedere al valorii și al potențialului fizic și tehnic în 2024. Gestul făcut de compania OMV Petrom, putem spune, fără a greși, că a salvat gimnastica românească. Se poate! Ar fi util și necesar ca acești copii să aibă continuitate și un sprijin financiar în continuare. OMV Petrom a demonstrat prin această campanie că se poate, este un exemplu și pentru celelalte companii care doresc să se implice în astfel de activități. Noi suntem cu voi. Voi. Te căutăm copil de 10 al României. Trebuie să muncesc să ajung o campioană mare. Țară, țară, vrem campioane.